găinile lui bunicu. O parte dintre ele are mai multe. Foarte multe dintre ele sunt puicuțe de la mine, din găinile pe care le vedeți pe canalul meu. Cocoșul e de la el. Golașele astea, aia cu moț. Asta de aici, care are bordură. Aia galbenă. Cam majoritatea, de fapt. Pui. Majoritatea acestor găini provin de la mine. Iată ce frumos e aici, înierbat. Asta e o găină bătrână de la el. Și se vede cum condițiile spun cuvântul, condițiile de creștere. Penajul este complet, lucios. Păsările sunt hrănite corespunzător, de parastate la timp. Un număr optim de găini per cocoș. Bunicul meu nu ține găini, de cocoși mulți. Niciodată unul singur. Și în fiecare an îl schimbă, așa e obiceiul. Și având în vedere câtă libertate și verdeață au la dispoziție, e normal să arate foarte, foarte bine păsările.